Peste 1 milion de lei a fost excedentul bugetar al primăriei Severinene. Banii vin din sumele folosite de municipalitate pentru cofinanțarea proiectelor europene. Preluarea sumei astfel economisite s-a făcut cu votul consilierilor locali în cadrul unei ședințe extraordinare. Utilizarea definitivă a acestui excedent bugetar trebuie aprobată în Consiliul Local până pe data de 10 a lunii următoare, respectiv 10 ianuarie. Ca atare am propus într-o ședință, întrucât termenul era scurt fiind sărbătorile de iarnă, aprobarea utilizării excedentului din anul 2013. Proiectul a trecut fără niciun fel de emoții. Sperăm că ca și aceste fonduri să fie utilizate corect și 2014 să fie un an care să permită deblocarea proiectelor europene și continuarea acestora și de ce nu inițierea și altor proiecte noi. La început de an, consilierii locale ai opoziției au ținut să reamintească municipalității despre crearea unor facilități pentru mediul de afaceri. Declarațiile au fost făcute în contextul în care în ultima ședință din 2013, consilierii PSD au votat pentru reducerea bonificației oferite societăților comerciale care își plăteau taxele și impozitele la început de an. Este vorba despre cei 10% care se dădeau firmelor, care era o bonificație pentru plata mai rapidă a datoriilor către bugetul local, nu mai au această bonificație de 10%, acum este de 5%. Și în al doilea rând este o mișcare prin care foarte mulți severineni vor fi afectați de ea, pentru că s-au mărit zonele de impozitare. Astfel, zona s-a extins aproape în tot orașul Turnu Severin. Deci cât plătește cineva din centru, va plăti și cineva de la marginea orașului din Crihal. De la prima ședință de Consiliu Local organizată în 2014, a lipsit atât primarul Constantin Gherghe, cât și viceprimarul Marius Creciu.